Acesta este drumul județean Constantin Daicoviciu Obreja, drumul pe care în fiecare zi circulăm să ajungem la Caransebeș, să putem să facem cumpărături, să putem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Asta e drumul pe care în fiecare zi vin profesoarele de la Caransebeș și profesorii să poată preda copiilor din Maciova, Pești, Recolonie. Asta e drumul pe care au venit oamenii, frații, la evangelizare în săptămâna aceasta și fiecare a avut ceva de spus despre drumul de Maciova. Când vezi o bucată bună de drum, este miracol. Și apoi ne întoarcem la gropi și canale. Probabil aici e cea mai bună bucată de drum. Și slavă Domnului că măcar aici, pe dealul acesta, nu sunt atâtea gropi. Doar ce a trecut pe lângă mine, fostul preot Valeriu, preot la peștere. Priviți! Avem puține probleme cu semnalul. Și pleacă spre oraș. Ceea ce vedeți este cu siguranță unul din marile motive. De ce nu vine niciun microbuz să facă transport școlar pentru copiii de liceu sau pentru oamenii care vor să meargă spre Caransebeș? Așa cum sunt în multe alte sate din județul nostru. Priviți de ce. Sper ca acest video să fie dat mai departe și autoritățile să vadă și să facă ceva. De mai bine de 15 ani de când m-am mutat în localitatea Maciova, aud în fiecare an promisiuni cum că drumul județean se va repara și va fi asfaltat. Am făcut împreună cu cetățenii o plângere, am adunat semnături și am trimis-o la Consiliul Județean acum 2 ani în urmă. Și ni s-a promis că în câteva luni se va asfalta. Să avem răbdare că vom vedea. Rezultate, au trecut 2 ani. Chiar dacă zona unde suntem așezați e o zonă foarte frumoasă, pădure, liniștită, drumul acesta face pe tot să fugă. Mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de satele noastre
Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de autoritățile din Cala Severin să facă ceva pentru drumul acesta din Maciuva. Încheie această transmisie live cu speranța pentru un drum mai bun cândva în viitorul apropiat. Și mă rog ca Dumnezeu să facă o minune și cei care sunt în măsură să facă ceva pentru drumul nostru.